Bună dimineața, domnule președinte, doamnelor și domnilor senatori. Declarația politică de astăzi am intitulat-o Prevenim, nu sancționăm. Stimați colegi, instituțiile de control trebuie să prevină producerea infracțiunilor economice și apoi să aplice sancțiuni. Prin programul de guvernare, executivul și-a propus ca obiectiv adoptarea unor măsuri prin care să vină în ajutorul mediului de afaceri românesc. Relația dintre autorități și antreprenori trebuie să ia forma unui parteneriat bazat pe încredere reciprocă și transparență. Un pas important în acest sens este reprezentat de aprobarea de către Senat a legii prevenirii fiscale. Conform actului normativ, firmele ar urma să fie sancționate doar după ce inspectorii ANAF le-ar pune la dispoziție un plan de conformare și prevenire care să ducă la eliminarea neregulilor constatate în urma controalelor. S-ar pune astfel capăt practicii din realitate care, de multe ori, lasă impresia că organismele de control desfășoară o activitate de tipul unui vânători, care duce la aplicarea de sancțiuni disproporționate cu neregulile constatate și chiar cu închiderea unor afaceri aparținând unor agenți economici. Autoritățile pot veni în sprijinul firmelor prin comasarea acțiunilor de control, astfel încât agenții economici să își poată desfășura activitatea fără frica unor verificări inopinate și îndelungate din partea statului. Legea este necesară pentru că pune capăt unor situații în care, prin comportamentul lor, organele de control acționează abuziv, impunându-se de poziție de forță în relațiile cu cei pe care îi verifică. Sunt anumite contravenții pentru care amenzile sunt foarte mari. Până acum, dacă un organ de control al statului român venea în verificare și dorea să te amendeze, putea să o facă din start. Prin implementarea acestei legi, se dorește ca atunci când un organ de control vine și constată o contravenție din cele care se vor încadra în acest plan de conformare, se va acorda un termen de minim 7 zile să se intre în legalitate. Proiectul prevede că, dacă în urma controlului se reține o neregulă, inspectorul va întocmi un proces verbal de constatare și un plan de conformare care va cuprinde aspectele ce trebuie remediate, precum și termenele de conformare pentru fiecare faptă, care nu pot fi mai mici de 7 zile lucrătoare. După expirarea acestuia, autoritățile pot relua controlul, iar dacă agentul economic nu și-a îndeplinit obligațiile, abia atunci se vor aplica sancțiuni prevăzute de actele normative. De menționat este faptul că o firmă va putea beneficia de măsurile de prevenție o singură dată pentru fiecare faptă ce constituie contravenție într-un termen de 5 ani. O lege a prevenirii era așteptată cu interes de către oamenii de afaceri, care atrag atenția că statul este obligat să asigure stabilitate și predictibilitate pe plan legislativ pentru ca firmele să nu mai încalce legea. Legea prevenirii fiscale reprezintă primul act normativ care vine să sprijine în mod real capitalul autohton. Trebuie să oferi, pe termen mediu și lung, o predictibilitate, iar prevenția ar trebui să fie o normalitate în țară modernă. Legea aduce o situație anormală din societate la normalitate. Îmbunătățirea relației dintre stat și contribuabil este o prioritate a guvernului, de la care mediul de afaceri aștepta măsuri concrete și nu vorbe. Legea prevenirii va contribui la dezvoltarea unui mediu de afaceri mai sănătos și la o relație mai bună între mediul privat și guvern. Comunicarea dintre autorități și mediul privat stă la baza unei desfășurări normale a activității ambelor părți. Starea de incertitudine nu ne lasă energia să facem un pas înainte. Pentru ca prevenirea să își producă efectele pe deplin, mediul de afaceri cere cu insistență ca organele de control să își asume și un rol lămuritor în ceea ce privește chestiunile legislative neclare și să poată oferi consultanță în interpretarea și aplicarea actelor normative. Legătura ideală între stat și oamenii de afaceri se vrea un parteneriat transparent,
corect, bazat pe debirocratizare, prevenție și relaxare fiscală, spune mediul privat. Aceste principii se regăsesc în legea prevenirii. Statul a făcut un pas important în relația cu mediul antreprenorial, odată cu legea prevenirii. Această lege ajută foarte mult companiile mici și mijlocii. Discutăm de acele afaceri de familie care nu întotdeauna au capacitatea să cunoască toate legile și absolut tot ce intră în obligațiile lor. În acest fel, se va crea un mediu de afaceri mai prietenos și, din punctul meu de vedere, mai funcțional. Potrivit expunerii de motive, proiectul de lege are ca scop intensificarea funcției preventive a controlului, precum și asigurarea securității juridice în condițiile creșterii cantitative a legislației și apariției unor noi domenii de reglementare. În raportul comisiilor juridică și pentru buget se arată că obiectivul proiectului de lege are ca obiect reglementarea și crearea unui cadru legal privind instituirea unor instrumente care să asigure prevenirea săvârșirii de contravenții. Astfel, autoritățile sau instituțiile publice cu atribuții de control, constatare și sancționarea contravențiilor au stabilite ca atribuții informarea, instruirea și îndrumarea publicului, precum și obligația de a aplica, în cazul săvârșirii anumitor fapte contravenționare, sancțiunea de avertisment împreună cu stabilirea unui plan de remediere prin care se acordă contravenientului o perioadă de timp pentru îndeplinirea obligațiilor legale. Mediul antreprenorial trebuie să fie bine informat și să existe o listă neagră a societăților comerciale care au înregistrat un comportament fiscal neadecvat și o listă cu partenerii lor de afaceri de pe lanțul de activitate. Este mult mai productiv și eficient pentru stat să aibă o administrație fiscală cu un comportament prietenos față de contribuabil. Senator Dan Manoliu, circunscripția electorală 29 Neamț. Mulțumesc!